șoieră dacă ai cu ce. Ca să te audă. Și-o zic că nu și era că ne doare capul. Dacă vă doare capul, scoatem vuvuzela și tratament de dureri de cap. Dacă ai scris că am participat și de asta m-au dat afară, atunci zi am fost eliberat. Trebuia și un M. Dar las, vorbești la persoana a treia. Deci de asta protestez că te-au dat afară atunci. Pentru că ai protestat cu Maia Sandu și cu Andrei Năstase. A, aici cu ce repara. Adaugă un M măcar pe vertical, așa, răsturna. Ia că mă sună. Vedem cine și durere are. Bună ziua. Noi suntem doi la guvern, protestăm. Dacă vreți, veniți la guvern. Dar nu contează declarația. Dacă suntem mai puțin de 50, aghi am venit. Da, până la protest și ăla stă la guvern. Hai. Nu manipulat, Oleg, mai de ferească Dumnezeu. Protestul ăștia nu e profilactic, ca să știi că au opoziție. Nu creadă că sunt singuri pe lume. Dar zici că ai fost și ai protestat mai devreme aici? Ai încercat să protestezi? De la primărie am trecut pe aici. Cu lozinca asta și cu țăruiacul. Și imediat s-a apropiat un polițist. Ce vrei? Și că chiar că uite, citiți. Uite la ProTV, vreau la Jurnal TV, spus unde să mă duc. Deci guvernul nu rezolvă, la noi presa rezolvă tăt. Aici nu... Maia nu e acasă, noi, ei dus la alții. Și tot guvernul înseamnă Maia Sandu? Nu-i treaba asta și eu mă întreb. Câte mii de angajați aveți? Unul trimite paznicul măcar, măturătorul trimite grăiat cu omul, da? Și... Nu-i mai acasă și are și joacă pe masă. Le-a dat indicații că să mai aibă probleme, să nu vii nimeni de aici. Da, da, dacă trece vreo delegație, așa se creadă. Uite, la doi protestatari, câți polițiști? Câți sunt? Unul, doi, ca trei, timpul lui Papuc și Voronin. Dar pe așa l-am mâncat în curs, vine în parc să ne scormonească?